Hai salut fraților, ce faceți? Ieri mi-ați lăsat foarte multe comentarii în care mi-ați spus: da băi, Scaro, mai joacă-te cu deck-urile astea folosite de cei pro. Sincer să fiu, eu nu știu, nu aș putea să vă dau un nume de niciun jucător pro din Clash Royale. Gen, niciodată nu mă interesează pe mine scena asta pro a jocurilor pe care eu le joc. La modul că sunt interesat să fiu mai bun și așa mai departe, bla bla, dar nu mă interesează ce fac cei pro, fiindcă nu sunt la nivelul ăla încă. Dacă aș fi, bineînțeles, dacă aș fi la nivelul ăla, m-ar interesa ce fac ceilalți, nu? Dar momentan pe mine mă interesează ce face Mircea și Ionel din Arena 10. Știi că acolo sunt eu, acolo mi-e loc. Știu că nu e cea mai bună idee, că e foarte important să mă uit la cei mai buni ca mine să învăț de la ei. Ideea este că eu sunt foarte obsedat de a fi original între ghilimele, o cât de cringe și ciudat sunt original. E foarte important pentru mine să nu copiez pe cineva. Gândește-te așa, dacă tu copiezi, hai să zicem, hai să luăm pe Body ca exemplu, dacă e arena mare, bla bla bla. Hai să zicem că voi toți vă folosiți de deck-ul lui Body, dar evident veți fi întotdeauna mai slabi decât Body, fiindcă el a făcut deck-ul ăla cel mai probabil, dacă nu cumva l-a copiat de undeva. Poate l-a copiat, l-a modificat puțin, dar totuși l-a făcut pe gustul lui, pe stilul lui de joc. Dar dacă voi toți vă copiați deck-ul lui Body, niciunul dintre voi nu va ajunge mai departe decât a ajuns Body cu deck-ul acela. Și de aia pentru mine e super, super important, super, super. Să am propriul meu deck, propria mea chestie, știi că fiecare e cu propriul stil de joc și dacă stilul meu de joc nu mă duce mai departe de arena 3, asta este, frate, rămân în arena 3, știi, învăț eu cumva. Mie îmi place să învăț din experiență, nu de la alții, știi, nu din experiența altora, îmi place să învăț din experiența mea. Anyway, hai să nu mai pălăvrăgim atâta. Următorul deck din lista noastră de pro decks ar fi deck-ul ăsta care conține, din păcate, minerul. Și eu nu am minerul, nu am miner, graveyard și mega knight. Deci orice deck cu miner, graveyard și mega knight, momentan nu le voi putea folosi. Următorul deck din nou, miner, ce Dumnezeu, toți folosesc minerul. Următorul deck cu 62% win rate, avem un deck mai normal, mai pe gustul meu. Hai să vedem. Numai 119.000 de jocuri au fost jucate cu deck-ul ăsta și din alea 119.000 de jocuri, 62% dintre ele au fost, aproape 63 au fost câștigate. Bun, hai să-i dăm blană, fraților. Îl copiem în loc de deck-ul numărul 1, copy to deck 1, ok, putem să-i facem up la bets. A, nu putem să-i facem up la bets, când avem gold-ul necesar. Am cerut bets special să-i fac de level 10, dar hei, nu avem gold. Oricum, hai să dăm ce știe, dăm battle, fraților. Stai să deschidem aici, da, mai deschidem și noi. Îmi place că merge butonul de cancel foarte bine. Ne bate cu Vincius Dviera, am înțeles. Hai să-i dăm o mare combinație cu un Ice Golem atunci, să facem push-ul ăla cu Ice Golem și Hog. Oh shit, nu-mi place ce vine. Nu-mi place ce vine, nu-mi place ce vine. Ok, hai mai du-te! O să pun P.E.K.K.A, dar știți când pun P.E.K.K.A? Pun P.E.K.K.A. când se mai apropie Wizard, eu vreau să bat Wizard. Oh shit, nu-mi place deloc. Boom. Ok, come on, Wizard-ul-i rip. Trebuie să batem căcățeia cumva. Mamă, că mi-a bătut pe că nu a fost bine ce am făcut eu. Adică a fost ok, uite, hai că ne-am apărat. Ideea e că mi-am sacrificat pe aia cam nasol acolo. Și golemul ăsta mai bine nu-l puneam. Am vrut să-l pun cu speranța că va fi împins de Electro Wizard, dar nu funcționează chiar așa. Asta o să dea un hit, am înțeles, are Sparky de level 2. Băi, momentan suntem în avantaj, chiar dacă am jucat-o foarte prost. Cum ziceam, țineți cont, fraților, că asta e prima dată când mă joc cu fiecare deck dintre astea pe care noi le testăm. Și e normal să nu-mi iasă atât de bine, știi? Adică, na, învățăm acum totuși. Hai, goblinuri, bateți și voi Sparky-ul ăla, perfect. Ok, a venit minerul, nu prea am ce să-i dau la miner, din păcate. Așa că îl vom lăsa să-și facă de cap. I-aș da și eu un hog. Hai să ținem de elixir puțin, ok. Suntem oarecum egali la viața turnurilor. Să-i dau acum hog-ul. Hai că-i dau un hog și pregătesc zap-ul. Eu zic că o să pună minion horde pentru hog-ul ăsta. Hai să vedem dacă prezicem bine. Ok. Hai să-i dăm cu lightning, frate. Hai să dăm și mai pune ceva pe lângă wizard-ul ăla. Hai să vedem. Am dat ceva damage. Hei, am dat 1000 damage. Eu zic că nu e rău. Boom, boom. Ai, ce bine ieșea dacă îi nimeream și pe aia. Dude, aș... Ne-a dat la cam mult damage, din păcate. Mamă, ce push avem aici, Lilieci și Goblinești, dacă are Eros, da, sau Electro fucking Wizard, ne dărâmă. Ok, ok, băi, deck-ul ăsta, nu știu, sincer, deck-ul ăsta îmi place mai mult decât celălalt, fiindcă are, nu știu, mie îmi place Lightning-ul în ultimul, chiar dacă Lightning-ul meu e de level foarte micuț. Ok, aș da un Lightning pe Sparky-ul ăsta, hai să vedem. Ok, am dat puțin damage la schelet, să zicem. Nu, fuck, mi-a bătut liliecuții, nu-mi place. Băi, întoarce-te scheletule, ăla-i, fuck. Mamă, nu e bine deloc, nu e bine. Boom, băi, totuși n-ai și chiar atât de rău, ne-am apărat decent. Băi, P.E.K.K.A e prea tare, fraților, și acum mai batem turnul. Și, practic, ăsta e meciul, nu? Că 20 de secunde ne putem apăra, dă-o încolo 15 secunde.
avem elixir, imediat o avem pe pecuța în mână, easy peasy, fraților. 3.186 de trofee, primul match, primul win. Chiar îmi place deck-ul ăsta, deci momentan chiar, da, el a pus scheletul. Dude, tu crezi că are timp scheletul în 20 de secunde să-și moară? Ce 20? Păi, foarte fucking tare, primul match, primul win. Din câte am observat până acum, avem o, cum să spun, deck-urile populare folosite de cei pro, dar chiar funcționează, adică nu e o glumă. Prima dată când am jucat ieri cu deck-ul, primul deck, cel mai popular, am câștigat unul, am pierdut unul și am făcut un draw. Prima dată când m-am jucat cu deck-ul, deci e o rată impresionantă, zic eu. Hai să-i dăm battle. Ok, Hog Mountain, arena 10, Matafari, la Xalanci. Mamă, dau ăștia niște denumiri, frate. Matafari din clanul Laxancleta. Am înțeles, da, e frumos pe acolo. Am fost și eu odată în vacanță. Mamă, balon. Băi, ăla chiar nu-mi place. Deci chiar nu-mi place balonul. Cu Electro Wizard știu sigur că putem opri balonul destul de lejer, dar noi suntem aici șmecheri și dăm cu Lightning. Bum, bum. Și dăm și cu Electro Wizard. Nu, să o facem bine. Nu vreau să risc. Punem niște bets. Câte hituri ne dă? 1. Două hituri, ok, n-a fost chiar ok, dar am dat și noi ceva damage cu Electro. Da, nu trebuia să pun Electro pe balon totuși, trebuia să pun Iliecii pe balon, asta trebuia eu să fac. Nu știu cum să o batem pe prințesuca aia mai exact. Hai că-i dăm cu PK și sper să nu aibă ceva Skarmii, adică fix Skarmii are dude-ul. Shit, no, pe ăla nu știu cum îl mai batem, frate, deci pe ăla nu știu cum îl mai batem. Dacă punem Goblin, măcar să fim siguri că dăm turnul ăsta. Dar pe balonul ăla nu cred că îl putem bate. Eu nu am ce să-i dau. Aș fi putut ține să dau cu Electro Wizard în el, dar hey, too late. Da, mirip, turnul asta este. Noi să dăm un push de la, ne dedicăm complet acolo, să-i dăm turnul. Sau nu îl mai dăm, frate, n-avem șansă, așa-i? Pregătim, nah. Băi, oricum am dat mult damage. Eu zic acum să mergem să facem direct 3 coroane match-ul ăsta. Ok, dă-ți au Electro de 2, frate. Interesant. Hai cu un Electro și noi. Să-l ținem pe la locului. Ok. Ce să facem? Dăm cu Lightning? Nu dăm încă. O să-i pun PECA în față la mușchetara asta să vadă care-i treaba cu roboții și cu săbile lungi. Fii atent. Ok, balonul nu-mi place. Buf! Next. Hai că punem niște goblinași să meargă cu PECA să pușeze. Are Skarmii, știm că are Skarmii. Stai că așa, am uitat de Skarmii, Jesus. Hai că-i rip, perfect, perfect. No, bun, și porcul, și ăsta e win-ul, fraților, ăsta e win-ul. Ăsta e win-ul, come on, PECA. PECA e prea tare, frate, n-ai ce să faci, nu dai cu PECA, pur și simplu. Easy peasy, al doilea match, al doilea win. Bun, fucking awesome. Băi, fraților, lăsați-mi și voi în comentarii ce credeți despre deck-ul ăsta. Nu uitați să dați un like dacă n-ați dat până acum, pe mine mă ajută foarte fucking mult like-urile. Și îi dăm battle și numai bine ne facem și crown chest-ul. Până acum avem 2 win-uri din 2 meciuri, ceea ce e awesome. Dacă merge atât de ușor, o să ne jucăm 3 sau 4 meciuri. Gen 4 sau 5, pardon. Că văd că le câștigăm instant, easy peasy. Ok, Ice Golem. Apoi o să punem Hogu să împingă Ice Golem-ul dacă el... Depinde ce își pune, că poate. Shit. Ia beți. Ia și... nu-i bine, trebuia să pun Electro Wizard. Da, m-am grăbit. Ia de acolo, tu. Nu mai îmi bate. Vai, și n-am dat cu... Băi, ce Skarmii de level mare are tipul. Gen, dacă Skarmii era de level mai mic. Boom. Dacă Skarmii era de level mai... Nu trebuia să... Trebuia să dau zap acolo. Trebuia să moară când... Atunci când a murit Ice Golem, trebuia să moară și tot Skarmii. Dar aparent are Skarmii de 10 și Ice... Bine, de 10, ați înțeles voi ideea. Scheleții sunt de 10 și golemul meu e de 7 și aparent nu le dă one shot. Dar Zep-ul meu dă one shot barrel-ului, ceea ce nu e rău, că l-am făcut de level 11 Zep-ul totuși. Băi, oricum, momentan noi încă o ducem foarte bine. Adică noi am dat damage la turn, el de bine ai atins turnul. Știți voi, măi băieți. Ok, rip giant-ul, come on, bateți și pe aia. Dăm și un Electro Wizard, că-s prea nașpa ăștia. Urăsc minion horde-ul, frate. Chiar îl urăsc. Ok. Avem Valkyra, care și-a luat-o de la Batman. Easy peasy. Băi, momentan nu ducem bine, zic. Ok, Hog-ul. Punem Goblin, că nu știu ce altceva să-i dau la Hog. Dau damage destul de mare, Goblinii. Ok, un ciocan și atât. Două ciocane. Ce-și mai pune el? Să-i dăm Lightning? Nu-i dăm Lightning, că eu aș vrea să-i dau celălalt turn, sincer. Uite așa și pregătim Zep-ul, că știm sigur că are Skarmii. Știm sigur că are Skarmii în mână. Buf, easy peasy și pe asta aș pune PECA, sincer. Dacă îi punem bets, că deja și-a luat în target turnul.
Ne-a dat ceva damage, dar nu e chiar ok. Nu e chiar ok. Hai să punem golemul. Ice golemul. Punem în spate de tot goblinii. Și o să pun și Pekka mai în față. Sau nu, hai că punem porcul, fii atent. Și Pekka o punem pe defense. Yep, așa facem. Și Pekka o punem pe defense pentru giantul ăsta. Come on, împinge-l pe băiat. Ăla-i. Dăm un zap. Buff, să fie acolo. Punem un Pekka. Rip turnul. Excelent, așa ne luăm noi turnul. Zap și pe porcinii. Hai cu goblinii pe porcinii. Come on, dude. Nu, încă un ciocan maxim. Ah, sincer, doream să nu mai dea un ciocan, dar hei. Hai că mai facem și noi un puște, Dumnezeu. Adică uite, uite ce avem acolo. Pekka și tot ce trebuie. Și mai punem un Pekka. Ce crezi tu că facem, nu? Hai cu zap-ul, inițial, întâi. Dăm, hai un Electro Wizard totuși. Shed, ne-a dat și el turnul. Dă-i una, ăla, i-am dat și noi turnul, nu-i problemă că l-am dat pe al doilea noi. Easy peasy, 9 secunde, nu mai are nicio șansă să ne mai dea încă un turn. Nici o șansă. Nici una, frate. Ia cu zap, Pini. Ok, easy peasy, fraților, 3 win-uri din 3 meciuri. Dai cu ăsta e genial. Ok, hai să mai jucăm și țineți cont, e foarte important, după cum v-am mai spus înainte, gen să vă tot jucați cu același deck de mai multe ori, fiindcă așa învățați să vă jucați cu deck-ul respectiv și deveniți tot mai bun cu el, evident. Hai să dăm ceva din crown chest-ul ăsta, ceva interesant, come on, gold, gemuri, da, 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 barbarii, 18 fire spirite, come on, și multe, ce? 8 flying machines, cam slăbuți. Ce quest avem noi aici? Băi, curând, sper, vom aluca și noi Super Magical Chest-ul ăsta, de abia aștept să vedem ce legendară ne cade. No, bun, fraților, am câștigat 3 meciuri din 3. Hai să mai jucăm, hai să mai jucăm, că văd că a trecut foarte puțin timp, le-am câștigat foarte repede. Ce Dumnezeu, merge chiar așa bine deck-ul ăsta? E genial momentan, e chiar genial deck-ul. Băi, nu am ce să pun, dacă pun Electro Wizard. Să vedem. Ok. Aș pune o Pekka să tancheze. Problema este că o să dea și în Electro Wizard, așa, da, și noi nu avem ce să-i mai dăm. Come on, dude. Îl curentează, cât de awesome, cât de awesome. Come on, Lilieci, ăia stati, nice, o ieși super push-ul ăsta. No, no, poftim, easy tower. Doamne, ce tare e deck-ul ăsta. Poate și, dar stai că imediat, meci următor, dacă mai jucăm încă unul, vedeți că o să ne bage direct cu unul de la level 11, cu toate cărțile maxate, sau eu știu. Hai cu un Ice Golem mai în spate. Să se ia Witch-ul de Ice Golem. Și când s-a luat Witch-ul de Ice Golem, cum i-am pus goblin în față? Uite, acum. Boom. Și dați-mă cu țâte pe la spate, așa, băgați-o în Witch. Mamă, cum sună asta, băgați-o în Witch, băieții. Na, hai că mai facem un push de ăsta frumușel. Ok, shit. Nu-mi place deloc ce e acolo. Cred că e Rip Tower-ul. Buf, că trebuie să le dea cam multe. Buf. Buf. Buf, hai, de mine n-a ieșit bine deloc pușul ăla. Golem în față, nu știu exact de ce. Ce împinge pe ca golemul. Oh, shit. Shit, nu am un electro sau ceva. Ia un zap, dar nu că ar conta, frate, că oricum îl bate infernul. Ah, vezi, trebuie neapărat să folosim Electro Wizard-ul. Turnul ne rip, oricum, știm asta deja. Hai să-l curentăm pe fraier, vreau să-i dau damage și cu primul initial zap-ul ăla de Electro Wizard. Știu că nu e, am văzut că mulți nu fac asta, dar eu știu să iau cât mai mult value din punctul meu de vedere. Cum și-a luat ăla în target turnul, cum am pus goblinii? Ba nu, i-am pus prea repede. Hai ce nu scară, de ce ești așa noob? Nu știu exact. Ok. O facem pe asta să se plimbe puțin. Ok, Liliecii oricum nu făceau nimic, deci erau mai mult de shit, ce facem? Pune Electro Wizard și o să pun o pecuță mai în față. Pentru push, nu? Bun, am înțeles. Ne rip turnul și ăsta așa ne ia ambele turnuri, din păcate. Dar noi îi dăm baza, frate. Hai să vedem, îi dăm baza. Hai să, da, să nu ne dea el baza. Stai puțin, că nu e chiar așa. Nu e chiar așa, băieții. Ok, am dat ceva acolo. Come on, come on, dude, asta chiar ne dă baza, frate. Holy shit, noi trebuie să-i dăm lui baza. Mamă, prea mult damage a dat Inferno Tower. Dude, nu cred, nu cred, nu cred. Come on, vai, că ne-a luat baza, am jucat-o eu prost.
Am zis că iau eu baza înainte să o iau în mie. Băi, oricum și meciul ăsta era câștigabil, lor că am jucat eu foarte fucking prost. E ok, ați înțeles care e treaba, sper, cu deck-ul ăsta în mare. Mie mi se pare foarte tare deck-ul ăsta, am să-l și salvez. Am și cărțile de level micuț, Goblin 9, Bats de 9, Zap-ul de 11 bun, Lightning-ul de 3 numai ce slab. Și golem-ul ăsta chiar l-aș face level mai mare, să bate tot Skarmiu. Că ați văzut situația când a bătut Skarmiu, a fost destul de nasol. Bun, fraților, cam asta a fost tot cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut. A fost din lista mea al doilea cel mai popular deck. Bine că am sărit două deck-uri, fiindcă aveau miner în ele. Și noi ne vedem mai încolo, fraților. Pa, pa!